Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Bacău, salvat din casa liftului. Mănăstirea Cașin, festivitate de premiere a cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Proiectul de reabilitare a Spitalului Onești este unul din cele mai mari proiecte. Primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghina împreună cu europarlamentarul Dragoș Benea, cu prefectul județului Bacău Lucian Bogdanel, cu președintele Consiliului Județean Bacău Valentin Ivancea și vicepreședintele Consiliului Județean Bacău Gelu Panfil au verificat stadiul lucrărilor de modernizare, reabilitare a Spitalului Municipal Onești Sfântul Ierar Dr. Luca, un proiect în valoare de 32 de milioane de lei, a cărui cofinanțare este asigurată în procent de 95% de către Consiliul Județean Bacău. Mai multe detalii în minutele următoare. Achiziția acestui proiect este unul de anvergură, atât prin valoare, dar și cât prin confortul care se va realiza ulterior implementării proiectului. Este cel mai mare proiect pe fonduri europene, evident, după ce proiectul Raja, da, la Onești este cel mai mare proiect pe fonduri europene, este vorba de peste 6 milioane de euro. Obiectivul este ca spitalul să plătească facturi cât mai mici după ce acest proiect va fi finalizat. Având în vedere majorarea prețului la energie electrică și la gaze, se pare că e în trend acest proiect. Da, acest proiect practic a debutat în anul 2017, dacă țin bine minte. Și iată că vremurile grele pe care le trăim astăzi ne confirmă că era nevoie de un asemenea proiect de anvergură, chiar dacă va fi greu de implementat și o să vedeți că o să mai fie bătălii de dus, pentru că și piața construcțiilor este una extrem de volatilă și totuși trebuie să sperăm că lucrurile vor decurge normal și că acest proiect va fi dus la capăt. În altă ordine de idei, trebuie să recunoaștem că în ultimii ani au fost implementate foarte multe proiecte la Spitalul din Onești, atât cu finanțare europeană, cu finanțare la Consiliul Județean. Practic, se simte o infuzie puternică de capital în îmbunătățirea, să zicem, calității actului medical. Știm asta, pentru că ne-am implicat în mod direct. Da, este nevoie de infuzie de capital în sănătate, pentru că, mai ales după această pandemie de coronavirus, ne-am dat seama câte vieți pot fi salvate. Doamne ferește să mai apară vreo altă minunăție, dar eu cred că la Spital la Onești era nevoie de, pentru că Spitalul Onești rămăsese puțin în urmă față de celelalte spitale din județ, dar pas cu pas recuperăm și o să readucem spitalul de la Onești acolo unde este locul. Pompierii băcăuani au intervenit vineri seară în municipiul Bacău pe strada Energiei pentru a salva o persoană căzută în casa liftului. De urgență, la locul indicat de apelant, s-a deplasat descarcerarea, o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SAJ. Victima, un bărbat de 42 de ani, a fost extrasă de salvatori cu ajutorul ustensilelor din dotare. Aceasta a fost conștientă, însă prezenta multiple traumatisme și a fost predată echipajului medical aflat la fața locului. Trebuie precizat faptul că acesta a căzut în gol de la etajul 4. Viorel Miron, primarul orașului Comănești, a primit vizita unei importante delegații internaționale conduse de Cristian Lara, reprezentantul Agenției ONU pentru Refugiați. Din delegație au făcut parte și reprezentanții ai Organizației Mondiale a Sănătății, ai Organizației Internaționale pentru Migrație și ai UNICEF. Înalți oficiali au fost încântați de cele câteva ore petrecute în Comănești, prilej cu care au vizitat și câteva dintre obiectivele de referință. Este extrem de importantă deschiderea pe care o manifestăm față de orice colaborare instituțională, internă și externă, ce poate aduce beneficii comunității noastre. În ultimii ani am dezvoltat mai multe parteneriate, iar vizita actuală se înscrie în același calendar și în preocupările permanente pe care le avem în acest sens.
Comăneștiul nu a fost ales întâmplător de această importantă delegație internațională, ci tocmai pentru că avem ce arăta și ce oferi și că manifestăm o deschidere totală. De asemenea, investițiile din ultimii ani, care au schimbat în bine fața orașului nostru, demonstrează perseverența, dar și faptul că suntem parteneri serioși, a declarat Viorel Miron, primarul orașului Comănești. Un nou an școlar, un nou start pentru elevii comăneșteni pe tărâmul cunoașterii. Alături de dascăl și de părinți au fost în prima zi de școală pentru a le ura succes domnul viceprimar al orașului Comănești, Adrian Ciobanu, deputat Cătălina Ciofu, domnul subprefect Narcis Jitaru, dar și inspector general adjunct, profesor Lavinia Misăilă, reprezentanți ai poliției orașului Comănești, preacucernicii părinți, membri ai familiei, dar și prieteni. Un an școlar cu multe împliniri. Noile modificări ale legilor educației vor asigura reforma educației cerută de foarte mult timp de către întreaga societate. Noi toți cei implicați în realizarea acestor schimbări avem șansa să îmbunătățim sistemul de educație și astfel bunul mers al societății. Printr-un dialog constructiv, vă asigur de sprijinul meu pentru ca problemele cu care vă confruntați să fie rezolvate cu promptitudine. Consider că în orice împrejurare este mai bine să ne implicăm cu profesionalism decât să stăm deoparte. Felicitări primarului orașului Comănești, domnul Viorel Miron, pentru că a tras tot timpul investiții în infrastructura școlară, astfel încât condițiile pentru învățare să fie printre cele mai competitive din județ. Felicitări conducătorilor unităților de învățământ pentru preocuparea constantă în asigurarea calității în actul educațional, ceea ce am constatat personal din implicarea corpului didactic și prin performanța școlară a elevilor. Mult succes elevilor în noul an școlar! Succes și putere de muncă tuturor cadrelor didactice, a declarat deputat Cătălina Ciofu. Joi, 8 septembrie, de la ora 16, la Căminul Cultural din Mănăstirea Cașin, au fost sărbătoriți cei care, în urmă cu 50 de ani, puneau da la ofițerul stării civile. Le-au fost celebrate nunta de aur. Este vorba de 21 de cupluri din comună care împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Vă mulțumim că ați dat curs invitației de a fi astăzi prezenți. Este pentru noi un mare eveniment al comunei. Faptul că astăzi noi putem sărbători 21 de cupluri de frunte din comuna noastră care împlinesc anul acesta 50 de ani de căsnicie. Noi am spus nunta de aur și v-am pregătit o mică surpriză cu ocazia nunții de aur, mai ales că sunt alături de noi preoții noștri. Dumneavoastră, pentru noi sunteți niște modele, pentru noi toți și mai ales s-ar însemna pentru cei tineri și mă bucur că văd în spate acolo probabil fii, nepoți, strănepoți. Și pentru noi este foarte mulțumitor faptul că astăzi este un adevărat exemplu de viață pe care ne-l oferiți dumneavoastră. Ne uităm la dumneavoastră și constatăm că sunteți niște adevărați gospodari ai comunei noastre. Uitați-vă la dânsii că pe frunțele lor încrețite se citește munca, se citește credința în Dumnezeu, se citește respect pentru familie, se citește respect pentru tot ce înseamnă viață. Doresc să vă felicit din tot sufletul în numele Consiliului Local Mănăstirea Cașin. În numele meu personal, în numele tuturor, pentru că sunteți niște gospodari vrednici ai comunității noastre. Datorită dumneavoastră este această minunată comună. Datorită muncii pe care ați desfășurat-o pe o perioadă de 50-60 de ani, copiii sunt la casele lor, iar dumneavoastră vă creșteți nepoții și cei mai frumos aveți și strănepoți. Este o datorie a comunității noastre să vă sărbătorim, să vă arătăm ca exemplu pozitiv, pentru că datorită dumneavoastră ați adus copiii în comună și cea mai mare parte nu au plecat. Au gospodăriile lor și când ne uităm mai atent, sunt chiar gospodăriile pe care dumneavoastră le-ați făcut cu muncă și sudoare. De aceea vreți voi să mă plec în fața dumneavoastră și să vă spun un să trăiți că ne trebuiți. Bogăția cea mai mare a comunei sunteți dumneavoastră.
Sunteți oamenii care ați investit în această comună și ați făcut gospodării astfel încât suntem una dintre cele mai mari comunități la nivel de județ. Avem peste 5.000 de locuitori. Datorită dumneavoastră, pentru că a strâns lângă dumneavoastră atât copiii, cât și nepoții și strănepoții. Vă urez o viață frumoasă, liniștită, să vă bucurați de copii, de nepoți, să creșteți strănepoți, iar Bunul Dumnezeu să vă plătească să aibă grijă de dumneavoastră, astfel încât să trăiți mulți ani fericiți. Evenimentul a început cu o slujbă de mulțumire oficiată de preotul protopop Ioan Mărgăuanu împreună cu preotul paroh Dan Miloiu și cu preotul Gheorghe Leuștean. Deci, al asemenea eveniment nu poate avea loc fără biserică și fără preoții noștri dragi ai comunei. Părinte protopop. Doamna primar, vă mulțumim foarte mult pentru invitație și vă invităm la o rugăciune. Cred că eram în asentimentul dumneavoastră și al părintului. Am ascultat cu mare atenție și chiar surprinzător discursul acesta, foarte frumos și profund. Și cred că știți cu toții că noi suntem în seara bunicilor lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Ioachim și Ana sunt părinții Maicii Domnului și atât Maica Domnului a născut pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iar Ioachim și Ana sunt părinții Maicii Domnului, dar bunicii lui Iisus Hristos, dacă este după trup. Și lucrul acesta este cu totul lăudabil. Vă spun sincer, nu am completat împreună să fixăm această zi sau această oră. Și de aceea eu vă mulțumesc foarte mult în numele preoților și pentru invitație și pentru că, iată, se găsește loc ca biserica să fie în școală, să fie în căminul cultural și să fie la fântână, să fie peste toate lucrurile. Cu permisiunea dumneavoastră și vă rog să mă iertați. Vă spun la mulți ani, multă sănătate, mirele și mireasa, ne ridicăm, să zicem, o rugăciune. Cam așa acum, cam așa se practică, că este ca un fel de aniversare de 50 de primăveri și dacă la 25 de ani de fiecare dată ne întâlnim biserică, la 50 de primăveri mai puțin îndrăstim, dar este rugăciune pentru acest lucru și atât mult fericit doamna primară a reușit acest lucru. Vă mulțumim foarte mult pentru invitație, doamna primar, domnule vicestimar. Primăria și Consiliul Local Mănăstirea Cașin au organizat acest eveniment important din viața cetățenilor și de la care nu au putut lipsi mugurașii mănăstireni. Felicitări pentru cele 21 de cupluri, să le urăm sănătate și bucurii din partea celor dragi, a conchis primar Adriana Enache. Astăzi suntem cu adevărat fericiți. Am oferit acestor cupluri și un spectacol oferit de mugurașii mănăstireni, copiii comunei noastre, și văd pe fețele acestor oameni astăzi fericirea și faptul că autoritatea locală i-a adus în prim plan prin acest eveniment pe care am reușit să-l facem astăzi. Un ambițios proiect de reabilitare a CSM Onești a fost depus de către conducerea clubului municipal prin director Ingrid Istrate la ADR. Care au fost motivele care au stat la baza acestuia aflăm în minutele următoare chiar de la Ingrid Istrate, director CSM Onești. Vorbeați în partea a doua emisiunii despre un proiect de reabilitare a clubului sportiv municipal. Mie mi s-a părut un proiect îndrăzneț, am zis eu temerar la momentul respectiv, dar de ce simțiți nevoia de reabilitare a CSM-ului? Pentru că avem mare nevoie de reabilitare. Adică arată bine din exterior. Nu arată bine din exterior. Poate din exterior. Din interior n-aș putea spune că arată atât de bine. Sala de lupte, care între timp a căpătat și am reușit să obțin acordul lui Vasile Pușcașu ca să-i poarte numele și l-am obținut prin ordin de ministru, are nevoie de o reabilitare totală. La Bârsănești este original, da? Vedeți ce țin minte? Da. Îmi doresc o sală de haltere nouă, fiindcă condițiile la haltere sunt insalubre, aș putea spune. Îmi doresc o sală de box ca să fie independenți în sală și să aibă toate condițiile. Îmi doresc reabilitarea sălii de gimnastică și să o aduc la standarde europene. Și îmi doresc, bine, eu speram la 6 milioane de euro la proiectul ăla mare. Nu știu dacă voi obține tot și jumătate, dacă tot
i-ar fi bine. Eu visam la un centru de refacere, recuperare pe probleme locomotorii pentru copii, care să fie gratuit și pentru pensionari și bineînțeles că în paralel pentru sportivi. Și îmi doream lărgirea spațiului de cazare și a cantinei, tocmai pentru a putea aduce aici tot felul de cantonamente care se desfășoare pe, în ceea ce înseamnă baza de la Onești, fiindcă dacă ar fi să adun toate bazele din Onești, vreau să vă spun că noi am putea susține Olimpiada Sportului Școlar, dacă ele ar fi funcționale. Deci avem atâtea baze și frumoase la Onești, pe care dacă am face un proiect comun, am putea face, ține aici, Olimpiada Sportului Super. Școlar. Am putea ține aici o grămadă de competiții, fiindcă am putea asigura și jocurile, am putea asigura și atletism, am putea asigura și gimnastică, și lupte, și judo. Eu îmi doresc foarte mult reabilitarea stadionului Mecon, dacă nu mă înșel, să-l facem cu nocturnă de fotbal și atletism, să pot să aduc la Onești Internaționale României de atletism pe nocturnă. Mi-aș dori foarte mult, e unul din visurile mele. Înseamnă că sunt proiecte de anvergură pe care le vedeți, dar la Onești. Ăsta nu este al meu stadionul. Al cui este? Al primăriei. Așa, îmi doresc foarte mult reabilitarea Caromului, pentru că prin reabilitarea tot al primăriei Onești. De altfel, 2023 este un an plin de provocări, pentru că se împlinesc 50 de ani de existență a CSM Onești. Cum vede acest jubileu aniversar director Ingrid Distrate, aflăm în minutele următoare. Îmi doresc foarte mult și mi-am exprimat această dorință și în fața domnului primar și în fața tuturor din primărie. Îmi doresc ca gala de la anul pe care urmează să o organizez și de care deja Nadia știe și a pus-o în agendă pe 18 iulie, ziua Montrealului. Oh. Când îmi doresc să fac o gală în care să aduc nu numai legendele CSM Oneștiului, ci legendele gimnasticii oneștene, legende pe care eu nu le-am inclus acum 10 ani în gala mea și care au suferit din acest motiv. Eu le-am explicat că atunci a fost doar gala clubului. Dar acum... La anul, doamna director, la anul se împlinește 50 de ani de existență a clubului sportiv municipal Onești. Așa este. Dar... Adică trebuie deja gândit un program. Da, și eu program. Doresc ca gala de la anul să cuprindă și judo, care nu a fost cuprins, iar noi avem tot așa o tradiție și o istorie în Onești. Îmi doresc să aduc toate marile gimnaste de-a lungul timpului la Onești și deja am vorbit cu o parte din ele și au spus că sunt fericite să vină. Am spus că să o facem în zilele orașului, conform proiectului doamnei Elena Pașcu. Așa. Care a inițiat proiectul ăsta consilier cu, local, da, dumneavoastră. Cu zilele, da, zilele Nadiei. Și în aceeași gală mi-aș dori foarte mult să o încep cu o gală de box la Onești, o gală mare de box pe care deja am pus-o pe tapet în discuție Federației de Box și au spus că cu mare drag vor veni să fac o gală mare de box, dar atunci pentru asta îmi trebuie Caromul. Fiindcă dar eu îmi doresc... Gândiți deja la o scară foarte... Da, fiindcă eu îmi doresc ca toată lumea să vină, toată lumea din oraș să audă spectacolul. Îmi doresc să aduc toate valorile artistice ale Oneștiului în cele 3 zile, să fie alături de sport și îmi doresc ca tot Oneștiul să poată intra liber și să vină și să vadă și o gală de box adevărată, da? Să vadă și gala efectivă în care Nadia va fi automat anfitrioană și colegii ei. Va veni dumneavoastră ei? Da, va veni și a pus-o deja în agenda. Îmi doresc să facem proiectul ei de la Oklahoma, Pașaport pentru sport. Anul acesta de ce nu s-a mai ținut? Cred că... L-am întrebat direct, așa mi-a deschis subiectul. Da, au fost niște probleme de ordin organizatoric, aș spune eu, fiindcă domnul primar și-a dorit foarte mult să țină... Știu, și în emisiunea confirmat i-a plăcut, da, prima ediție. Da, fiindcă a fost foarte frumoasă. A fost un succes, recunosc că a fost un succes. În Pașaport pentru sport anul trecut a fost promovată Ștefania Uță, care anul ăsta la Festivalul Olimpic, vreau să vă spun că a venit cu medalie de argint. Deci fetița care a alergat și a făcut spectacolul de la... Așa? Da.
Cred că mai degrabă problemele au fost pe linia de organizare a primăriei, a aparatului primăriei și nici de cum a domnului primar. Adică e vorba aceea că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții? Cam așa aici o ducem? Da, mi s-a spus că deci proiectul nu este al meu. Nu este al CSM Oneștiului. Bun, și nici al primăriei Onești. Nu, nici al primăriei Onești. Proiectul este al Nadiei, la Oklahoma, pe care ea îl face de ani de zile, preluat de fundația Nadiei, scris de fundația Nadiei și care vine fundația și Nadiei face... din România. Din România. Ca să înțelegem care vine context. Și face acest proiect în țară. Așa. L-a ținut în București în vreo trei primării, adică s-a plimbat prin țară în câteva locuri. Primăria Onești, și aici v-am zis încă o dată, nu vorbesc de domnul primar, că nu are aici, vine și spune că numai ei pot fi organizatorii și că fundația și cu mine să venim și să facem... cu dumneavoastră CSM vorbim. Da, așa să facem acțiunea în parc prin ei. Eu le-am spus, domnilor, proiectul nu este al meu și nici nu mi-aș putea permite să mi-l asum eu, pentru că nu pot, și indiferent de relația mea cu Nadia, tocmai datorită relației mele cu Nadia nu pot să fac așa ceva. Dumneavoastră anul trecut, deci fundația v-a depus un proiect, dumneavoastră îl ați finanțat, ei au venit cu logistică, cu absolut tot, cu ajutorul meu intermediar aici, am făcut proiectul. Anul acesta a spus nu, dumneavoastră faceți cheltuielile, dumneavoastră faceți absolut tot, noi să venim să facem proiectul. Bineînțeles că fundația mea singură nu se poate așa ceva. Ăsta este un proiect compact. Deci, nu știu dacă primăria are expertiza și competențele necesare atât pe promovare, pe media, pe organizare de competiții, pe organizare de acțiuni, ca să poată ei să vină organizatorii singuri, în totalitate, și noi să venim pe lângă ei să facem acțiunea. Și atunci, bineînțeles că nu ne-am înțeles la această... această o parte. Problemă de comunicare, de fapt. Da. Și nu s-a mai putut ține. Mai ales că cu o săptămână înainte m-au sunat și m-au întrebat cum nu se ține? Păi ca să faci o asemenea organizare și cu cheltuielile aferente care trebuiau, cu toată logistica cu care trebuia adusă, ne trebuia cel puțin o lună înainte. Păi cum vii tu cu o săptămână înainte și îmi spui, nu, primăria este organizatorul? Și am zis, nu, primăria alături de fundație și de mine, veniți partenerii noștri. Și a spus nu. Hotărâri de Consiliul Local sunt cu primăria organizator. Dom'le, nu se poate. Eu nu sunt subordonată dumneavoastră. Dar nu numai de asta, dar patentul, să zicem, ideea proiectului, exact, proiectul este a fundației, a Nadiei Comăneci. Nu putem face noi... S-au supărat oarecum pe mine că n-am vrut să-l fac. Dar n-ați vrut să-l faceți? Nu, ba, eu, da. Ba da, eu am vrut să-l fac. Clar am vrut să-l fac. Doar că nu s-a putut face... în condițiile pe care mi le-au expus dumnealor. Partea economică, directorul economic, mai concret, cu directorul economic am vorbit, așa, cu partea de la achiziție, am zis, dumne, dar nu se poate. Nu se poate așa ceva. Să veniți să-mi spuneți acum că voi vreți să faceți toate cheltuielile și noi să venim, zic, să înțeleg ce? Că noi venim sclav pe plantație sau, zic, adică care nu, este... Nu poți să subordonezi un proiect... Un proiect atât de mare. Și care, de fapt, nu ți aparține. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 10 septembrie, cerul va fi parțial noros. Mercurul în termometre urcă până la valori de 26 de grade Celsius. Este posibil să se formeze furtuni cu fulgere în partea a doua zilei, iar minima pe timpul nopții se coboare până la 14 grade Celsius. Duminică 11 septembrie, în cea mai mare parte, cerul va fi senin. Maxima zilei ajunge până la valori de 24 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 13 grade Celsius. Luni 12 septembrie, cerul va fi parțial noros. Mercurul în termometre urcă până la valori de doar 21 de grade Celsius. Sunt posibile furtuni cu fulgere în partea a doua zilei, iar minima pe timpul nopții coboară până la 10 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.